revii aș vrea. Dar dorul vine când nu-l poți alina. Și atunci de teamă că ai să mă uiți ușor, dorul te cheamă în lumea viselor, în lumea visurilor mele. Ne întâlnim neîncetat și dragostea-mi trăiesc prin ele. De când tu mi-ai plecat, atâtea clipe de iubire pe care noi le-am petrecut, să mai gust iar din fericire în vis le-am rețesut. Nimic nu mă desparte de ce-a fost între noi. Cât ai fi de departe, vom fi mereu amândoi. În lumea visurilor mele ne întâlnim neîncetat și dragostea-mi trăiesc prin ele de când tu mi-ai plecat. Molar, la vine aici. Ai dat lovitura. Da, și voi, și toți, și toți, și toți. Puternica mașină de gătit a familiei Ciobat a făcut fâs. Este vorba oare de o mână criminală? Acoperișul a fost aruncat la 30 de metri. Suful explozii a spart 5 geamuri și o strică de ochelari în Colentina. Mobilul a fost suicidul? Vederea inocentelor victime a fost temporar obstruată de funingine. Ligheanul vecinii a fost salvator. Până când, cetățeni? Până când, cetățeni, vom tolera această stare de lucruri? Până când aceste mașini infernale, aceste primusuri care ne iau libertatea cuvântului, care ne terorizează? Jos primusul! Stârpiți-ne de mici! Jos primusul! Jos primusul! Hai mă, capoșeră! Hai, volante, băi, Ștefane, dă-mă! Hai mă, nu umblă cu comana! Volarule! Hai mă! Eu bat! Îl bat, dar nu mari, să știi! Dacă mari când ai mașina? Ce-o dau? Bine, eu bat, la o parte. Câte număr, băi? 12! Câși! O mană. Trebuie să-i spune lui Dinescu să nu ia alți pantofi. Le dau, dracule. Îmi dau demisia. Aia de la ordine mea de jumătate de an. Crezi că ia-ți mai preș? Poate că da. Ai, Iore, tu nu vezi ce sfor să trag. Atunci pentru niște bani, Ștefane. Măcar pentru niște bani. Gata, băi. Ce bani, mă? Tu nu vezi că astea nu-s ziare? Asta e hârtie igienică în tiraj de masă. Dacă mă plătește, mai bine mă duc. Dacă nu-i senzație, e rebus. Dacă nu-i rebus, e alta iureală. Bă, dacă mă plătește, mai bine mă duc. Hârtie igienică în tiraj de masă. Contați pe cel puțin 3 evenimente simultane pe data de 20. 100 de ani de la nașterea lui Carol I. Dorința majestății sale este de a se celebra prin parastas regal și printr-un act de cultură. Se va inaugura Marea Orgă a Ateneului. În aceea zi și înaintea parastasului. Vi se pare cam mult, domnule Garcea, nu? N-am spus nimic, domnule subsecretar de stat. Aveam impresia că da. Pe la palatul Ateneului, majestatea sa va traversa piața pe jos. Ordinea de traseu va fi asigurată de regimentul de unitate de jandarmi. Am înțeles, domnule subsecretar de stat. De orale, flori și restul se va ocupa siguranța și biroul 2. Vă atrag atenția încă o dată. S-ar putea ca elemente ostile regimului să organizeze ceva.
Hai, domnule. Hai, domnule, dentro! Să intri. Cine, domnule? Maria Pop. Ai un element destoinic în acest adescu, domnule Garcia, nu? Mi se pare un băiat de viitor. Sau mă înșel cumva? E tânăr, nu sigur că... A reușit ținută, domnule. De să revenim. S-ar putea ca cineva să profite și să organizeze ceva. Cum stai cu copunii, domnule Garcia? Binișor. Binișor în ce sens? M-am săturat de toate asigurările astea. Garantez că pe 20 va fi liniște. Desigur, vom lua toate măsurile. Garantezi? În materie de comuniști este foarte greu să garantezi. Dar știi ce-i pe 20? Evident, ați spus. Monarhia. Tată, atenție la Ateneu! Dacă se întâmplă ceva, cum se poate întâmpla? Simultan, vom organiza un exercițiu de apărare pasivă și activă cu simularea unor atacuri aeriene succesive asupra capitalii. S-a înțeles? Am înțeles. În caz de ceva, sună alarma și băgăm pe toți la subsol. Ce zici, domnule Garcia? Formidabil. Cum, domnule dragă, cum stimate domnule, intri peste mine în cabinet? La ce s-a supărat cineva? Asta e bună. Cum era să se supere? Vă referiți mă la unchiul meu? Nu, domnule. Dar dumneata n-ai nici mai vagă idee de ceea ce înseamnă poliție sub tine. Vă rog să mă iertați, domnule, chestor. Nu vă interesează, domnule. Asta e profesie, domnule, nu se mai face ciobănește ca mama și ca tata. N-am fost... O să vă meargă foarte greu cu mine. Puneți mâna pe carte, atâta vă spun. N-am avut de unde să știu, domnule, chestor. A făcut box la Malaxa, s-a luptă, nu știu ce a făcut. De unde să știi? Era o problemă în spatele meu, domnule chestor, ne încurcăm câte doi v-am mai spus. Dacă știam că nu intervenim, nu mă bazam și gata. Pentru o femeie, domnule, să vezi. Respectuos, vă rog, acordați în 3 zile. În 3 zile vă aduc. Ce să fac? Ăsta unde-i, domnule? Pentru Ghigoriu cât vă trebuie, domnule, să vezi? Hai spune că sunt generos. 10 zile, 20, 50? Vi-l aduc, domnule chestor. Când, domnule? Și câte zile mai ai până în 20? De ce în 20? Iei leafa, domnule, să vezi. Adu-l pe ăla.
Da? Vi se pare că abuzați? Eram în legitimă apărare, am fost pălmuit. În legătură cu incidentul se rezolvă, nicio problemă. Nu puteam să nu intervin, nu brutaliza. Foarte normal. Eu aș fi făcut la fel. Mă refer la intervenție. Ziarul Știrea, o gazetă din ce în ce mai bună. Fără politică, curată. Puteți să mă întrebați direct, nu fac politică. A, nu, de ziar vorbeam. Politica ziarului nu-i tot aia cu politica gazetarului. Eu am mai văzut lucrurile noastre. Nu fac politică. A, bine. Mă rog. Treaba dumitale. Suntem o țară democratică. Legitimă apărare? După orice cod penal din lume, cred că da. Vă referiți și la acesta? Cum o chema pe comunistă? Maria Popa. Ce comunistă? Mi-ai spus până acum? Câte pușcării o așteaptă? 10-15 ani. Extraordinar. O să cam aveți de umblat din nefericire. Nu înțeleg. N-ați reținut articolul 284 cu privire la favorizarea infracțiunilor care sunt comise împotriva siguranței statului? Ultimul aliniat. Ultimul aliniat. Pedeapsa va fi aceea prevăzută de lege pentru infractorul favorizat. Nu câștigați nimic stând la pușcărie 15 ani în locul ei. Mai bine veniți cu ea aici. Eu? Domnule Olaru, eu vă întind o mână și dumneavoastră. Și unde s-o găsesc? Un reporter de senzație ca dumneavoastră trebuie să știe să caute, domnule Olaru. Are niște relații, nu? Știți ce înseamnă o relație? Eu vă dau în judecată, să știți. Mă rog, dreptul dumneavoastră. Dacă aveți și un avocat foarte bun. Domnule Tesor, declarația... În clipa asta sunteți libere. Succes. Pot să plec? Încântat că m-am cunoscut. În clipa asta ne manifestați. Nu, domnule Tesor, aici. Știi ceva, doamne, Sărăță. Lasă-mă, te rog, singur. Mă rog, să știți că eu rămân la opinia mea. Întrelul acesta nu se poate lucra. Câte doi nu merge. Dacă domnul Opreanu m-a văzut că sunt atacat, trebuia să intervină. Și Opreanu ce face? Nu știu, domnule, chestia. De ce, domnule, Sărăță? Nu știu, dacă m-a văzut că sunt atacat, trebuia să intervină. Opreanu la mine. Vezi, domnule, ce-i bine să mergem câte doi? Și atunci idiotul ăla de gazetar fă cine caută. Acum de ce ești mi-i tot calul de să de ce vorbești așa? Simțiți-vă comodă, așa. Nu aici acum. Poate că domnul acela e un domn inteligent. Contez foarte mult pe lucrul ăsta. Unicul lucru e ce vă rog e să nu-l lăsați singur. Are să umble. Are să umble și o să vă ducă unde trebuie. Cronică mondenă și cronică mondenă? Cred că tot o tâmpenie de aia legionară. O nomastică recepție, dracu știe ce-o fi. Dinescu vine? Normal. O cronică mondenă cinstită se face în baie, domnule, în baie. Molarule, nu se recomand, vine și Dinescu acolo. A, salut, ia-mă mai bate la cap. Dacă nu fac un duș, nu pot să mă gândesc. L-au anunțat ea de la siguranță? Când am plecat, eu nu știam că nimic. Știi măcar cum o cheamă? Maria Pop. De unde știi? Sunt complicele ei. Ia-l și pe al meu. Dacă nu fac în secunda asta, unde o să nebunesc. Așa cum îl vezi, dacă ajung legionarii la putere, e ministru. Da, originala petrecere. Prezența dumneavoastră ne face plăcere. Permiteți, domnul Raiman.
Est-ce que vous parlez français, peut-être? Accidentellement, oui, mais vorbesc destul de bine și românești. Da? No. Mi-ați putea oferi, domnule Dinescu, plăcerea unei scurte conversații. Da, cum să nu. Interesantă fantezia tânărului Botor. Pe onoarea mea, australiană, pe cinstea mea. Nu cred nimic din tot ce spui. Pe cinstea mea, nu cred nimic. La doși, la caranchi. Apropo de japonezi, ai fost cumva pe la Jaburo, Orțelana? Nu, dragă, kimonouri. Sora Borțelana? Cum, dacă-ți spun superbe, kimonouri. Talpa de crepte face nervos, mi-a spus-o și tu. Cu fluturaș, cu dantele, o groză. Și mă duc la depunerea de bijutier și direct în camera din spatele magazinului. Deschide seiful și ce crezi tu că era pe seif? Vizitez România ca turist a doua oară. Minunat țara! Ce noroc să te lași aici. Mă rog, adică depinde. Mie îmi spuneți. Nimic mai important decât disciplina germană, la Fio Carababură extraordinară. Mi-am făcut studiile la Charlottenburg. Sunt foarte flatată de ce-mi spuneți. Sunt în România, am citit cum era și firesc ziarele. Dintre toate, mărturisesc, mi-a plăcut unul singur, al dumneavoastră, de aceea vreau să vă fac o propunere. Ca turist sunt grăbit și trec direct la problemă. Da. Aș dori să cumpăr ziarul dumneavoastră. Ziarul? Pentru ce? Adică de ce tocmai ziarul meu? Adversarii noștri numesc asta hobby. Ce vrei, Nemțu? Dragoște, stai pe aici. Domnule Tinescu? Ați spus adversarii noștri? Adică ai Germaniei, da, domnule Tinescu. Îi ferește, îi ferește. Am cumpărat ziar pretutindeni în Ceoslovacia, în Austria. Da. Am două chiar și în Franța. Da? Care nume? Ziarele pe care le-am cumpărat în Austria și Ceoslovacia apar și astăzi după anexiune. Da, desigur, dar eu nu vă supărați, dar eu nu vând. E munca mea de o viață întreagă, vă rog să înțelegeți. Nu vând. V-ați hotărât? Nu cred. Desigur, am uitat să vă precizez. Nu trebuie să schimbați nimic. Păstrați titlul, formatul, rubricile, totul. Asta este o condiție a cumpărării. Și nu uitați, sunt foarte grăbit. Salariul de director al ziarului îl fixați singur. Domnule Raiman, nu vă supărați că vă întreb. De fapt, dumneavoastră, cine sunteți? Un turist oarecare, un colecționar, dacă doriți. Ploua cu găleata, strada pustie, și taxi, a fost superb. Ce faci, băieți? Hai că te așteaptă Dinescu. Na, 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 nu vreau. Frumoasa mea, eu te ador. Frumoasa Fii atent. Mea, eu te ador. Ce-i cu chestia asta? Casă de modă nemțească. În redacție nu s-au băgat? Abia am scos mașina dimineață. Țara lui Cremene. Vezi că te caută, șef? Bă, băi, ați văzut cum să o orată? S-a găsit mijlocul de imunizare împotriva cancerului. Șefule, te caut în disperare. Unde am luit, domnule? Ce facem, băgarea rubrica mondenă, chestia de aseară? Pagina întâia, dar te bărbirești, frumușelule. Ce vrea Neamțu aseară? Ha? Neamțu, ce vrea aseară? Când termin, o aduci la mine. Ai văzut vreodată cum să o o găină? Oarecum. Da, o rață. O rață, nu. E asta e, vezi? O găină că se ouă, își face reclamă, doamne, cotcotăcește. Adică? Adică ouă de găină sunt mai căutate decât aia de rață. Nu înțeleg. Neamțu! Neamțu vrea să cumpere gazeta. Sau? Dacă vrea să cumpere, înseamnă că avem ceva de vânzare. Ce? Acum a fi rar mama lui a dracului. Acum că m-am pus și eu pe picioare, dacă mă dădeam cu unii sau cu alții, mă haleau de mult. Păi la pagina externă nu poți să scrii decât ce au scris și alții, politica internă, gata, s-a afarit lumea și de Hitler și de Mussolini. Altceva, altceva, hai, dă articolul pentru pagina întâi. Nu am nevoie de două scandaluri pe săptămână. Am trebuit un scandal în fiecare zi. Ziua și senzația, ziua și bomba. Mai am multe că plătesc, dă articolul. Pe când era să-l scriu? Hai, marci și pilul la mine, bei o cafea tare și te pui pe scris. Hai, mă, frumușerule, mă, lasă-mă trasă la mormântare. Dă-mi un articol frumos. Spumă, frișcă, pandiș până acolo. Dacă e vorba de sumă, atunci la Gambrinus. Bine, ia mașina, ce scrii trimesc cu șoferul. Și asta unde dracu umbla? Îl iau eu cu mine într-un loc. Dom'le, aveți doi pasageri, un bărbat și o femeie. Aia unde s-a urcat? Uite ce-i, domnule. Se poate că ești ziarist, dar eu cred că ești din altă parte. Înaintea dumitale au mai venit doi de la poliție și m-au întrebat o mie de alte chestii. Eu atâta știu. Dumnezeu s-a urcat la parcul Carol, iar bărbatul la liceul Lazar. Asta dacă ești de la poliție, că dacă ești ziarist, n-aș vrea, domnule, să dați nimic la gazetă. Nu? Am mașina în tovărășie și nu vreau să afli. Deci parcul Carol. Crezi?
Ține, Herdan, făină de aur, Herdan. Ține, Herdan. Băi, tu crezi că are ceva dacă mâncăm salam pe vremea asta? De ce? Eu e reclamă, dau în judecată. Pe cine? Ai dreptate. Dar ce vrei să fac? Azi toată ziua m-a legat ca tâmpitul. Am fost și la Lido. La Lido? No, e ceva. Ce râzi, domne, ce nu-i normal? Păi mă, o comunistă. După care aleargă ăștia de la siguranță cu comisar, subcomisar, cu agent și tot compotul. N-are cum să o găsească unul ca tine. Asta e normal. Și atunci? Tu știi că asta ține după mine toată ziua o haită de agenți? Asta e tot. În Floreasca am ierit-o una, o babă, cărbuni. Ce vârstă? Babă. Vatra luminoasă și-a spart capul doi țigani. Beți. Vrei să-i vezi? Dă și mie un foc. Comuniști ceva? Dar de când faceți voi politică, mă? A. Așa ca chestie. Bine, mersi. Pe nouă și dau berea. De ea se ocupă Garcia. Știu. Domnul Olaru, n-ați mai fost de mult pe la noi. Patronul ești?
Ce face, doamna? Bine, bine. Hai să treci. Ce mai nou? E, patrane, ia ghici. Dă un pol și-ți dau o bomba. Ai și tu un par pe aici? Una, dă-te-l. Una Maricica Hriscu și-a tăiat vinele. Maricica Hriscu? Ia zic, cum merge treaba? Slab? Ne înghite capitalul? E o concurență, domnule, și o mâncătorie? Ajunge. Patrane, lasă-o încolo, că am văzut destul de lume afară. Mizilic? Mai țin o lună, două și lovesc. Maricica, mersi. Ai auzit? Marfă englezească, prima lux. Încep să fac plăci de patefon. Hai, domnule, că așa a început și Edison. Cu nimic, ați-o spun sigur. Am nevoie de un băiat deștept. Master voice. Veniți sigur 50.000 pe an. Faci ceva bani în chestia asta. Auzi, patrone, fă și mie rost un taxi și spune să mă aștepte în spate. O damă? Una pe care o caută siguranță. Dar aș vrea să o găsesc înainte lor. Nu te băga. Cu ăștia mergi la pierde. Fane, ia uite afară. Totul electric, totul igienic. Bagă 5.000 și te iau în consiliu de administrație. Ai dat-o, dracului. Frumoasa mea, eu te ador și râsul tău fermecător. Mă face să-ți mărturisesc ce taine te iubesc. Ai vino-n parcul neînțeles, unde odată am culet, țărut-o de pe gura ta. Intră! Salve! Am găsit-o, domnule! Am găsit-o! A avut un noroc extraordinar! Băiatului care mi-a vândut pontul, i-am dat 500. Al n-ai să fiu dacă nu-i așa. Și de unde știi că e? La uic n-am văzut-o, dar n-are cum să nu fie. Una înaltă, blondă. De? Au bătut-o de-au zăpăcit-o. Băi, ce-i cu tine aici? Băiatul a vorbit cu fata și te așteaptă. Patronul, să știi că dacă nu ia, nu vezi un ban. Înțelegi? Da. Dar parcul Carol spune ceva. Parcul Carol? Da, ca să la parcul Carol. Când ai venit? Acum m-a trimis șeful după Artigon. La prânz. Sângerasa Vendetta din Vatra Luminoasă. Iar s-au bătut țigane la trei mirezi. Ce zi are ăla? Orientarea. Uite, aia e casa. Ăla care a bolțit-o îl cheamă Gorovei. Unul înalt, voinic, cam ca ăla. Gorovei, 35 de ani. Fost legionar, dat la fund. Acum e în echipa de buze de la poliție. Gorovei? Bun, hai jos. Ce s-a întâmplat? Dom'le, aia e casa. Eu în chestii de-astea nu mă bag. Te privește, nu mă bag, legionari. Gata, Ștefane. Spune-mi lui Dinescu că muncesc. Bine, dar... Hai, gata, gata. Permiteți, reporter la știrea. Nu-i nimeni acasă. Asta e foarte bine. Doream numai cum să deschideți. Acolo, în stânga. Da, da, înțeles. Doream numai informație, poate că lumea asta... Desigur, domnule, dar vă rog, întorceți-vă cu spatele. M-ați găsit așa... Da, da, da. Da, sigur că... E bine așa? Da. Eu sunt în casă și... Am auzit zgomot. Țipete, înțelegeți, nu? M-am repezit la geam și am văzut-o cum a alergat de dincolo, în curtea noastră. Să se ascundă, cred. Dar el a ajuns-o din trei pași, era foarte voinic. Cam de 35 de ani, așa, nu? Știu eu. Nu știu ce voia de la ea, că n-am putut să văd din cauza Florii. Din cauza? Din veciul acela din geam. Da, au. Atâta am văzut că i s-a deslegat și retul de la pantofi. Lui. Dar până să ies eu afară, deja o băgau în mașină. Domnița, dacă mi-este permis să vă întreb, de unde... De unde știați că vreau să vă întreb tocmai chestia asta? Păi, spunea că o să mai vină cineva. Cine? Domnul care a fost înainte. Pardon, iată-mă. Și cum arăta?
cum se arată, normal? Nu, 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 fata cum arată. Destul de înaltă. Înaltă, asta e sigur, și... Blondă? De ce să vă mint? N-am putut să văd prea bine. N-ați auzit nimic, nimic? Aproape nimic. Când au băgat-o în mașină, unul a spus nu era. Dacă vă interesează. Da, mă interesează, sigur. Iar altul splendid. Era frumoasă? V-am spus că n-am putut să o văd prea bine. Nu. Fiecare femeie are frumusețea ei. Da, știu, nu, am întrebat pentru că m-a spus că a zis cineva că e splendid. Nu, la masculin. I-a arătat că avea de ea. Sunteți studentă? Nu, croitoreasă. Mersi foarte mult, domnișoară, mersi. Splendid. Nu s-ar fi prea mult din partea mea dacă v-aș invita la o înghețată? Aici, în colț? Nu, cred că nu. Desigur, domnule, mă așteptați puțin, trebuie să mă schimb. Da, da, sigur, bine, vă aștept. Dar unde? Știu eu un loc. Nu vă supără soarele? Nu, niciodată. Nu mâncați, se topește. Ăsta e tipul cu fata? Nu, nu cred. Domnișoară, dacă mi-este permis. N-am reținut cum vă numiți. Nici nu aveți cum. N-am găsit încă momentul să mă prezint. Da, asta așa e. Adalgisa. Adalgisa Stăcescu. De fapt, Ada. Adalgisa? Ada. Ada. E bine aici la soare, curat. Nu ați dorit una? Nu, mulțumesc. Hai, chiar rău. Nu aveți cumva un foc? Băiete! Nu, nu. Am mâncat o prăjitură. Nu, mulțumesc. M-am înghețată de alune. Nu vrei un catraif? Nu. Dă-mi un foc, te rog. Vă supărați dacă vă întreb ceva? Poți? Nu, nu. Știți, eu chiar nu v-am reținut numele. Olaru. Nu știți ziarul știrea? Uneori, dar știți, atunci când citești ziarul, nu citești întotdeauna și cine scrie. Mă rog, M. Olaru. Mihai? Matei. E frumos și Matei. Da, e frumos. Ce să fac? E frumos. Aveți mâini frumoase. De fapt, de la M. Olaru mi se trage și porecla. Molaru, un fel de măsea. Știu. M-am făcut box în tinerețe. Oricum aveți și acum prestanță. Sunteți o fată drăguță, domnișoară, da. Nu tocmai. Nu, serios, aveți un gen așa. Nu, domnule, sunt o fată urâtă. Dar de unde? Aveți un păr formidabil. De ce glumiți așa? Nu, deci... Asta cu barba, e? La Berlin, ce? Cheferistu? Nu, ăla care intră cu el. Cine e ăla? Domnișoară. În partea de acolo, nu te uita. Este un tip care soarbe hotelul ăsta de noi de când am venit. Te rog să nu te uiți, zâmbește, conversează. Trebuie să intru acolo. Vă aștept. Bine, dacă intru singur, se ia după mine. De ce nu zâmbești? Zâmbești așa de frumos. Hai, te rog, cred că știu pe tipul ăla cu barba. De unde îl știți? De undeva. De cine e? Nu știu cine e, dar cred că se întâmplă ceva acolo, da? Ce să se întâmple? Nu știu, m-a ajuns pe mine foarte mult, da? Mă compromit. Bineînțeles că te compromiți, da? M-a ajuns pe mine. Nu pot să intru într-un hotel, n-am intrat niciodată. Nu nimic, intră acum, hai zâmbește, te rog. O știu pe fata aia foarte bine. Da? Te rog. Bine. Da? Hai, și zâmbește. Hai. Îmi dai bine? Nu, mulțumesc. Stațiunea, încă un pol. Domnul cu barbă
La ce cameră? Am uitat. Unde mergem? 18. Vreau rămân aici. Cum să rămân? Se poate? N-a fost vorba așa, nu se intră. N-ai încredere în mine, se poate? Fumează dacă nu. Eu cobor. Vă aștept în stradă. Eu știu ce fel de hotel este ăsta, să știți. Ce aveți de gând pe 20? Ce aveți mai de gând pe 20? Ce aveți de gând? Ce aveți de gând, mă? Ce aveți de gând? Spălați pe mâini, eu. Vă descurcați treaba voastră. Domn Săvescu. Mă spăl pe mâini, înțelegi? Domn Săvescu, noi... Săvescu-i mata. Alo! Nu-i voie. O cunosc. Înțelege, nu-i voie. O cunosc! Noi... Doamna Olaru, noi cine credeți? O cheamă Constanța Ulieru. Hai să mergem. Hai să mergem, faceți loc, vă rog. Faceți loc! Faceți loc! Îmi pare foarte rău, n-am fost de față. Cum a căzut aia mea? E sigur că am văzut, domnule Olaru. Sunt sigur că ești amestecat în chestia asta. Asta e o calomnie, domnule Olaru. Domnule Chestor! Vă salut. Domnule Chestor, veniți puțin. Eu am omorât-o. Ce s-a întâmplat? O nenorocită la 14 s-a aruncat. Nu, pe cuvântul meu am omorât-o. Cu pistolul meu jos acolo, să vezi cu imator. M-am și luat. Ai clișeu un aparat, domnule Olaru? Nu. Ai găsit-o pe doamna aceea? Pe doamna aceea? Nu, n-am găsit-o. Atunci ce facem? Ce să facem? Caută, domnule, caută, că mai ai 4 zile, ești băiat deștept, ce dracu. 4 zile mai am? Da, sigur că nu. Vă rog să mă iertați că v-am deranjat. Vă salut. Aparatul era 18. 4 zile mai am. Da? Da. Vă salut. Colarule! Colarule, ce ai mai fotografiat? Mai câteva cu el. Colega, hai, te ai știut ce mai aduc aici? Băi, Molarule, mă dă-și ce, două fotografii să fac. Așa ca să ne spună. Hai, mă, băieți, mă, zău, gata, parcă n-aș fi de meserie. Dacă mă te luați iar. Nu o să scrie niciun ziar, domnișoară. De ce? Domnișoară, zău, nu știu, am avut o zângăstare. Nu-ți dai seama, zău, lasă-mă în pace. Am văzut-o. Da, și pe cine, cine, pe cine ai văzut? Nu știu, domnișoară, nu știu. Era logodnica ta? Nu, domnișoară, nu era logodnica mea. Ați spus că o cunoașteți. Nu cunosc, domnișoară, nu înțelegi? De ce nu chemați poliția? Bine, să chem poliția. Domnule Olaru. Da. Eu ce fac? Du-te acasă, domnișoară. Vă mulțumesc pentru... Yeah!
spune când m-ai găsit. Ce are? N-are senzație. Să-și facă singur. Până la urmă te dă afară, molarule. Ce vorbește? Trimite la hotel Splendid. E una cu capul spart. A căzut cam de sus. Hotel Splendid? Amănunte n-am. Are un Gorovei. De unde știi? Eram pe acolo. Ai anunțat poliția? Era și ea pe acolo. Să-i băiatru și ți rău. E o senzație. Am văzut-o cu ochii mei. Termină! Ce vrei să fac? Să ies în stradă, să strig, mi-ar închide gura imediat. Ce-ai spus lui Dinescu? Asta-i spui ce ți-am spus, Hotel Splendid. Nu se bagă, știi. Nu se bagă, mă bag eu. Mă duc la Universul, la dimineața, la mama dracului. E o nebunie! Bineînțeles că e o nebunie. Caralului și Tănăsescu în meciul cu Polonia? Nu așa, molarule, nu asta ți-am cerut eu, nu asta, băiat drept. De ce nu așa? Pe, dacă vrei să știi... Hitler cere Danzig-ul! Închide ușa de curent! Smith. Vă rog, mai încet! Băi, Hitler cere Danzig-ul! Ce arde mai încet? Curoi a fost pus în libertate, bei o cafea? Nu dau nicio cafea, dăm un foc. N-am. Băi? Și pe urmă n-am nici fotografii. Ai fotografii? Pe când era să le fac? Cum să le fac? Pe cum o să publici reportajul ăsta fără cât fotografii? Ce asta, gazetă sau ce chirebechi? E prima oară când faceți chestia asta, domnule Dinescu? Nu! E prima oară că mai aud de siguranță. Da! Da! Hai, ce te uiți la mine ca la fotograf? Hai, odată! Sunt femeile opacuse în cariera marilor boxe? Oprește pagina, te bagă chestia cu Danzig-ul. Și ești nebun? Ești nebun? Nu vezi că aliații noștri, Anglia, Franța, zâmbărești încurajări. Hitler e tancul, domnule. Ce are Hitler cu siguranța? Dar de ce se plăbine, măi, frumușele, păi se poate? Tu nu-ți dai seama, a? Austria, Cehoslovacia, urmează Polonia și pe urmă, Dumnezeu cu mila. Domnișoara electrică costă bani. Probabil că Japonia va lupta pentru Germania în Pacific. Păi vezi? Voivodul Mihai a trecut în clasa 8. Păi lasă cafea acolo. Asta sunt republice, domnii de la curent, domnii de la Universul, ăștia care sunt mari și țară, dar de ce știu republica? Asta spune pentru comuniști. Falsificator de dolari au fost arestat la Zurich. În țara asta, caseta mea este ca o Elveție. Păi cum o să spun eu că este amestecată siguranța? Și la urmă, de unde știi? L-am văzut pe Săvescu acolo. Și ce mai n-avea voie? Să plimba, avea treabă, umblat după dame. L-ai prins tu asupra faptului, ai poze. Domnule director, în portul Constanța un vapor a lovit un sergent. Lasă prostiile și fă ce spun eu dacă vrei să fie bine. Adu paginația! Da? Paginația, domn Dinescu! Știi ce ai de făcut dacă vrei să rămâi în Elveția? 20 roșcovani, 1540 blonde, 880 brune, în firmul femeile din închisoare. La două rânduri. De la capăt cu litera. Ai văzut ce-ai afară? Ce-i cu Maria Pop? Concluzia anchetei e că nu-l cunoaște. Pe cine? Grigoriu. Să nu închideți ancheta. Poți să-l rețin pe Gorovei? Câți ani de meserie ai? Domnule Chestor, eu am impresia că acest Gorovei e un bou. Da, domnule, într-adevăr e un bou. Dar e un legionar perfect. Nu pune întrebări, știe ce vrea, face ce-i spui și se teme. Reclam în mână. Ia și sus asta. Nu e bou, e un bou desăvârșit. Am înțeles. N-ai înțeles nimic. Cum o să sper, domne, că pe 20 va fi liniște când dumneata compromis siguranța statului? Te-ai uitat ce este afară? Da. Cum s-a trecut prin minte, domne, așa ceva? Știi în ce situație ești? Olaru, dacă e băiat deștept, te poate trimite la tăiat sare 20 de ani, dacă e băiat deștept. Fă-ți cruce și hai. Domnule Chester. Am amprentele lui Gorovei. De la Grigoriu n-ai nimic? L-aștept. Zău? Când? Din spate nu e nimeni. Ce s-a întâmplat? A fost ucisă la Hotel Splendid, Constanța Ulieru. Olaru era în hotel când s-a întâmplat. Ce căuta acolo? Pe Maria Pop. Deci o caută. Acum vrea să-l dea la ziar pe Garcia și pe legionarii aia care lucrează pentru el. Zice că poate dovedi. Cine-i publică lui așa ceva? Asta i-am spus și eu. Ai cunoscut-o? Îi spun lui Olaru. Nu. Ai grijă de el, îi stai în spate. Atât.
garantez pentru el. Foarte bine. Zici a doua stradă la dreapta. Da, da. Sus mine! La perete! Großen Anklang in Baden-Baden, Frankfurt, Köln, Hannover, Prag, Leipzig und Wien. Dankeschön. Das Modell, das Sie nun sehen, wurde der Traum der Soldaten am Rhein benannt. Die lange Pelerine passt ausgezeichnet zu dem schwarzen Hut und zu den hohen Stiefeln. Und nun sehen Sie ein anderes Abendkleid. Die lange Kleidungskette und die Kopfbedeckung passt ausgezeichnet dazu. Dankeschön. Die Kombination Rot und Violett macht sehr wirkungsvoll. Das Modell wurde der Schwan der Nacht genannt. Dankeschön. Die große Überraschung des Abends ist das Abendkleid, das Nibelungenlied. Es ist ein wahres Musikstück, eine Spitzenleistung unserer Kunst, das den großen Preis vor 2 Monaten in Magdeburg erhielt. Das Nibelungenlied. Das Modell ist in Fachzeitschriften in Rom und in Wien wieder erschienen. Vielen Dank. Das Abendkleid Lotus aus grüner Seidenbluse und silbernem Rock. V-am așteptat. Nu mai spune, de ce? Nu vă bucurați? Ba da, mă bucur foarte mult, dar nu înțeleg. Dar ce ați pățit? Nu nimic, m-am lovit. Spuneați că vreți să vă rupim. Da, desigur, dar... Nu doriți o verichetă de aur. Ce? Veritabil aur. Nu doriți, domnule, lasă-mă în pace. Mă găsesc întotdeauna în niște momente zău. Prima oară când m-ați căutat dumneavoastră, povestea cu fata aceea a fost un pretext, nu? Da, da, oarecum da. Te super dacă amânăm pe altă dată. Da? Fie. Uneori e plăcut să aștepți. Te rog să mă ierți. Schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist
Știu, față de partii răspund eu. Riscăm prea mult. Nu-i momentul. Cum ăștia omoară și îmi fac griji dacă-i pun sau nu momentul? Așteaptă Gorovei. Ce faci cu chestia asta? Unde-i? Unde-i Gorovei? La Hotel Splendid. Folosiți cura de aer, Ozona! Stai liniștit, că nu mă joc! Cura! Ce e bun, fortific organism! Ia zi ce a fost cu fata aia. De ce a murit? Era comunistă, trebuia să aflăm ce au de gând pentru zilele astea. La hotel cine v-a acoperit? Un om de-a lui Garcia, Săvescu. Lucrăm cu poliția lui Carol. O Săvescu v-a acoperit și la știrea. Ai auzit întrebarea? Nu mai știu. El spunea că mai de sus de la ambasada germană. Nu mai mergem la Splendid, mergem în altă parte. De ce nu mai mergem? V-am spus tot. Chiar tot? Gorovei a înțeles mai repede. Nu v-am spus pentru că nu m-ați întrebat. Mai aveam o treabă pentru 20. La Antim, la biserică. Păi vezi. De ce intrăm aici? Ca să cobor. Nu! Nu! Nu vreau o moarte legionară! Jos! Înainte de câte ori te chem, te sfătuiesc să vii. Parola o să fie... Citește numărul pistol. 010-758-5172. Stați puțin. Nu țin minte numărul. N-ați vrea să fie 10.000 rotund. Mai în piața palatului n-are cum să fie, eram 20.000 de oameni. Și acum pe câți contăm? Schimbă doi de la Vulcan, Lemaitre, Wolf, poate niște cluburi sportive. E de ajuns, pentru ce avem noi de făcut, e de ajuns. Important să se audă bine. De asta garantez eu. Și ce contează? Că poziția noastră față de tratatul economic cu Hitler, față de fascism și dictatura legală, să se audă clar. Hitler ni se suie în cap și regele vrea să arate că e liniște. Inaugurează orga și face parastase. O să dubleze paza la Ateneu la noapte. Înseamnă că nici foarte liniștit nu e. Și asta e drept. Trebuie să profităm de alarma asta. Singura problemă ar fi dacă renunță la ea. Adică să nu declanșeze? Da. Am cuplat 3 sirene. Nu o declanșează ei, o declanșăm noi. Dar eu cred că o să o declanșeze. N-au niciun motiv să nu o fac. Nu se așteaptă. Ai grijă să nu pierzi niciun om. Dacă ieșiți în stradă, niciun gest, nimic care să atragă vreo arestare. Protest prin prezență. Apărare pasivă. Exact. Acum în ceea ce privește legionarul, poate a mințit. Dar să știi că în 33 la Gribiță au mai încercat o provocare anticomunistă la biserica de peste drum de ateliere. Acum trebuie medicați. Se poate. Ai o propunere? Am un om. Cheamă-l. Lăsați că mă duc eu. Tot trebuie să cablez. Cablează și pleacă primul. Bună seara. Dânsul a avut ideea cu legionarul ăla. I-am luat... Tocmai vreau să vă spun, i-am luat pistolul. Îl păstrezi, nu-l folosești, dar îl ții. Insistă să vorbească deschis cu ziaristul. Povestea aia. Îl cunoaște. Nu, 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 nu. Nu, cât timp e în vizorul siguranței, nu se poate. Merită să contăm pe el. Numai în caz excepțional și numai dacă ai de plină încredere. Am. Bine, acum altceva. Povestea cu legionarul ăla trebuie dusă până la capăt. Suntem pentru luptă politică, dar cu legionarii altă poveste. O bandă de ucigași. Cu ei ne batem altfel.
Alo, domnul, încotro. Nu-i voie? Bineînțeles că nu-i voie. Hai, domnule, circul acolo, circul acolo! Bine să le voie, dai drumul. Ce-i cu tine? Nu-i în ordine ceva? Nu, am venit să vă spun bună seara. Hai de drumul și vezi mâine ce faci. Să trăiți. Candelabrile s-au verificat. Nicio grijă, domnule, că scaunele unul câte unul, lojile, ușile din spate închise. Puneți om la poartă, nu intră nimeni până mâine dimineață. Clar, domnule Savescu? S-a și făcut, domnule. Nu vreau să fie scandal, înțelegi, domnule? Ce scandal? Uite așa, domnule, vine regele mâine dimineață și poporul român începe să fluiere. Ce zici? Imposibil, domnule. Du-te, domnule, și mai verific o dată. Cu orga asta nenorocită intrăm amândoi la pușcărie, oricât ai fi dumneata de nepotul lui Gavrilă Marnescu. O să fie bine, domnule Garcea. Parastasul regal e programat la 3 ore după inaugurarea orice. Și dacă încearcă ceva, se vor compromite. Cine se compromite, domnule? Toți! Ce-s misterile astea, domnule? Dar ce ești, instituție particulară? Raportează imediat. Îmi pare rău, domnule Garcea, dar domnul subsecretar de stat Gabriel Marinescu m-a însărcinat să mă ocup personal de tot. Și când trebuie să dau o primire? Să vezi, frate! Să vezi, frate! Să vezi, frate! Dacă se întâmplă ceva, eu te dau legat. De chestia cu hotelul suntem 5 oameni. Noi doi, gazetarul și legionarii doi. Suntem 5. Îmi pare rău, domnule Garcea, dar pe gazetar intenționam să-l neutralizez tot mâine dimineață. I-am arestat și amanta. Pare atât de rău. Sunteți singuri. Domnule Garcea, dar aveți cumva din Burlat? Da, de ce? Am auzit că la Burlat tânăra generație n-are loc de aia veche, drept? When Hitler came to power, he publicly stated his position. In his speech of June the 1st, 1933, he referred to the past war... Pe cine căutați? Bună seara. Olaru Matei. Poliția. Bateți la ușa aia după forță. Bateți, bateți! S-a întâmplat ceva? Bună seara. Bună seara. Olaru Matei? Da. Ce-ai rămas acolo? O cunoașteți? Da, sigur că da, o cunosc. Actele, vă rog. Oftiți cu mine sus. Zice că n-are actele la ea. Am găsit-o la cofetăria Feristerei. Aici, pe aștirbe. Ești logodnicul? Sunteți logodnicul. Trebuie să vă spate și capul. Ce-i asta? M-am luat la poliție. Un chil? Da, și el te cunoaște. Ce nu? Cred că are ceva cu tine. Ce spui? Stai. Multe, să știi că m-au ținut până la ora 12. De vorbit, au vorbit civilizați, au purtat chiar foarte drăguți, dar cred că pentru tine m-au luat. Să știi că când simt un lucru, așa este. Eu? Da, m-au întrebat dacă am fost la hotel, dacă am stat amândoi în aceeași cameră, dacă a ieșit tu primul, cât timp, lucruri din astea. Mi-a fost groaznic de rușine, înțelegi? Și altceva? Tu știi câte ceasul? Ce fac dacă îmi place dansul? E ora 2. De la 20 până acum ce ai făcut? 2 ore. Am venit pe jos. Ora? Dar m-a găsit la cofetărie pe Știrbei. Nu știam încotro să o iau. Și-a să metodă, știi? Am auzit-o acolo. O la rumată, e pe patată, ce da. Și de ce ne-a dat actele? Cum o să le dau? Să mă ducă poliția acasă? Puteam să mă compromit. Dar ce spune tata? Ce o să spune tata? Tu crezi că nu știu ce vrei? Spune-i lui Garcia că nu-s prost. Ce-am văzut la Splendid era mort și natural. Cât plătește Garcia pe o informație? Cât plătește? Crezi că nu știu cine ești? Vă cunosc, mai vă cunosc. Vii aici și-mi faci pe tâmpițica și mă vinzi pe friptură. Turnătoare nenorocită ce ești.
ți s-a mai întâmplat niciodată? Nu. Nu te teme, nu trebuie să te teme. De ce plângi? Mi-e frică. De mine? De ce? A fost un pretext, nu? Când? Atunci cu fata aia. Când ai venit la mine. Ai vrut să mă cunoști. De ce îmi vine să plâng? N-am prea fost delicat. Vreau să spun ceva. Taci. Ascultă. Cade o stea. Ce te-a mai întrebat acolo? Să nu vorbim despre asta. Nu să fie urât, nu? Ce? Dacă ții mâna ridicată, o să-ți treacă. Nu că mi-au bat asta. Domnule Olaro, hai să facem pace, am uitat tot. În regulă. Stai puțin, băză. Ce-i asta, domnule? Vrem integritate teritorială! Jos Hitler! Intrați în adăpost, aveți 5 minute! 5 minute, gazetă! Vreți să fie liberi și independente! Vreți să fie liberi și siguranții statului! Urmă și spune-mi, comisar, mă, auzi? Jos tratatul! Cetățile lor vor celebra parastasul la Curtea de Argeș. Toată lumea!
poftim domnule Garcia. Ordonați. Executarea! Gata, uite aici cântar, mergeți frumoși, scrieți cum se scrie pe gardă. Puteți scrie, faceți desene. La urmă faceți și un foculeț. Nu prea mare, dar să cum, hai! Stați că mă duc eu întâi. Înainte și Dumnezeu să ne ierte. Să tăiți, știu dumneavoastră cu mașina aia roșie. Cum e? Dă puțin foc și scriem. Porcarele! Le facem de pescări și fără prostii, că știi ce urmează. De senzații în orice caz. Intră, domnule, n-avem voie, spune, n-a de bost! O ce? N-a de bost, toată lumea, a spus toată lumea! Este provocare, domnule Olaru! Stai aici! Provocare comunistă. Comunistă? Citruiți că a trebuit la mine. Ai auzit de mănăstirea în timp? Da. Să bloc! Ce vezi aici, bag spre ce acolo. Ia taxiul și de hai. Nu se aude! Citruiți la mine, intră, n-a de bost! Se aude! Ascultă, ți-am mândut pontul, dar vezi, nu te rătăcești. Vreau să te mai văd. Ce faci aici, mă? Băieți! Ce băieți, mă? Camarad! Ce ne face Dinescu? Ce spune acum lui Dinescu? Las că îți fac eu rost de altul. Care altul? Ce spune acum lui Dinescu? Ce l-ai spart? Am crezut că ești turnul trimis de ei. Care? De la siguranță. De ce? Ca să vezi cum distrug comuniștii Sfânta Biserică. Adică tu... Mai unde Maria Pop? E arestată de 5 zile. Vezi să fii cuțin acolo? De 5 zile, umbli deci, degeaba. Și eu sunt fraierul cui, mă? Sunt fraier. De ce n-ai spus nimic? Mi-ești prieten sau ce ești? De ce n-ai spus? Dar câți prieteni ai avut tu ca mine, mă? Eu... Păi dau în judecată. Cum ai mă s-a blocat în pitu? Am fost tot timpul în spatele tău. Asta e tot ce am avut voie să fac. Asta se numește schimbarea la față, nu? Preferam să fi fost și eu acolo la alarmă. Cred că a fost o nebunie. Și ce vor de la mine? Încă nu știu. Dar eu trebuie să știu, mă. Trebuie să știu că nu-s fraierul lor. Acum, imediat, hai cu mine. Unde? Tu nu vezi în ce hal ești? Să vezi acum dans. Unde vrei să te duci, mă? În aparat nu era mare lucru. Am aici totul. Le rup gâtul, înțelegi? Le rup gâtul. Stai, că trebuie să întreb. N-am voie să risc. Nu pricep? Ăla, n-am timp, înțelegi? N-am timp. Și unde vrei să arăți astea? Nu știu, hai să vezi. S-au dat drept comuniști ca să-i compromită. Dar ce ești comunist? Ce te faci? Despre chestia asta nu se poate scrie decât într-un singur fel. Reușit exercițiul de apărare pasivă. Sau, dacă vrei, mese, regele inaugurează orga de la Ateneu. Cine să scrie asta, eu? Punct. Ne înjură lumea. Asta e treaba mea. Eu unul la doi te aștept cu reportajul. N-ai vreo senzație? Gata. Nici asta, nici asta cu poliția nu e senzațională. Asta? Da. Cum adică vrei să mă pui în gură cu poliția? Nu ți-e frică de ce să zică lumea? Lasă, bă, lumea. Minți toți de le pute gura. Cine e? Monica. Așteaptă. Eu vreau să le public, domnule Dinescu. Te rog. Să fiu al dracului dacă nu le public. Dar chiar că te rog. Și când o să apară, se mai are și mie ziarul. Îl am la mână pe Garcia și nu-i dau drumul. Nu-i dau drumul să știu de bine că sare coșmeria în aer. Îl distrug, înțelegi? Îl distrug. Uite și setul de la arbitr. Mă, băiatule, mă. Dacă în toată țara asta românească găsești un singur idiot care să-ți publice materialul ăsta, eu îmi tăi o mână. Molarule, tu nu ești maleabil deloc.
Știi ce înțeleg eu prin maleabilitatea asta? Ce? Cea mai dezonorantă și mai nedemnă atitudine, da, pe care poate să o aibă un român în țara lui în momentul ăsta. Extraordinar. Mi-au dat și lacrimile. Ți-am scris un cursiv pe chestia asta. Îl publici? Te gândești pe tot cu mine? Nu dai seama că mergeți pe catastrofă. Ce oribă, ce ești nebun? Câți erau? 100, 1000, 2000? Ei, și? O să te înjure 2000 de oameni. 18 milioane ar să te creată. Ce zic, că sunt 18 milioane de imbecili? Și în chestia asta avem mari merite amândoi. Pe mine să nu contați, domnule Dinescu. Eu arunc conșmelia în aer. Cum vrei, dar fără vitele meu. Ce mai e? Domnul Siegfried Reimann. Băga, lasă-mi paștele, mai ești pe asta. Am onoarea. Ce plăcere să vă strâng mâna aici la mine în birou. Mă rog, birou care, din păcate... Dar ce-a fost aici? Cu tremur? Nu, o mică explozie de prietenie. Da. Interesant, lampa. Lampa? Nu, e o piesă obișnuită. Nu face două parale. Mă mir chiar că a rămas întreagă. Da, vă rog, vi se răcește cafeaua. Vă înșelați. Foarte interesant, lampa. Da, vă fac cadou. Nai. Vă cumpăr. Vă ofer brai milion. Glumiți. Tâmp milion. Colosal. Colosal? Colosal este un cuvânt german. Poate fi încasat imediat. Lampa rămâne pe birou. Când folosești, se metează în ele. În aceeași ordine de idei, domnule Reimann, spuneți-mi, vă interesează ilustratele bisericești? Sigur. Ca turist? Da. Iată, am aici una de la o anumită biserică din București. Interesant. Da? Poftim. Mai doriți câteva? Iar aici am de la o paradă a casei de mode pe care cu onoare o prezidați. Foarte interesant. Unui coleg al meu mi se pare chiar bizar. Colosal. Exact, așa spune și el, colosal. Pot avea și negative. Molarul la șeful. Masă acolo? Aha. Unde mergem? La voi. Ce vorbești? Haide drumul. Am ceva care vă interesează. Ce anume? Când ajungem. Știi cum arăți? Parcă te-ai lovit cu ușa. Du-mă la șef. Care șef? Un șef de-al tău. Păi ce crezi tu, bă? Cum vii? Gata, audiență? Bună ziua, eu-s Molar. Deci avem același interes. De la timp. Mai am. Dacă mi-erai prieten cu adevărat, le făceai pe o hârtie mai bună. Restul a rămas la Dinescu. Da. Nu te teme că nu stâmpit. Ce are Dinescu e numai cu Gorovei și cu aia. Aici e totul. Dă-le încoa. Nu. Asta e art foarte bine. Ce-a spus Dinescu? A scăpat în pantalon. Vreau să le public. Trebuie repede, înțelegi? Repede. Să nu se răcească. Îi am la mână pe toți. Nu-ți dai seama că le aruncăm în aer toată coșmelia? Zobă-i facem. Îl am la mână pe Garcea. Am probe contra lui Garcea. Nu scapă să știu de mine că mor cu el de gât. Dă-le clișeile. Mă, Molarule, eu le iau, dar nu știu dacă se poate. Cum am zis la voi? Mă, băiatule, noi scoatem un ziar, uite atâta. Și nici nu e ziar, că apare când se poate. Poze n-are cum să scoate, că se dispărește la Boston. Ceva trebuie să facem. Asta am să și caut. Accelerez puțin. Oprește masa după mine, salată, oprește să cobor. Stai liniștit! Stai liniștit! Oprește, mă, viadu pe toți pe cap, mie n-ar ce să-mi facă. Oprește, m-auzi?
Unde duci? Domnul Matei Olaru. Siguranța statului. Sunteți arestat. În sfârșit, pentru ce? Crimă. Asta nu mă strânge, că mă doare. Îmi dai voie să mă recomand Sile Constantinescu, omorâtată mama? Nu, o fată, Constanța Odier. Una cu capul puțin spart, așa. Exact. Ați lăsat amprente la Hotel Splendid. Multe? Destule. Du-te-mă acasă, mă. Poți să te ascund, au stat și ai noștri ascunși și am stat și dacă eu. Dacă te mai ține cu mine, cerbesc, vrei să-mi iadu pe cap? Nu te duc eu, nu o să fie nimeni. Nu risca, hai grijă de clișee, pleacă. Mă, te iau cu forța. Pleci, pleci sau nu pleci, pleci sau nu pleci. Știu eu ce am de făcut, du-te. Molarule, mă, tu ai văzut niște lucruri pentru care ăștia nu o să te ierte. Tu crezi că fotografiile astea sunt bune ca să dai în garcea, dar nu despre asta e vorba. Ai bătaia scurtă, băiete. Cu fotografiile astea o să lovim mult mai sus. Dacă în țara asta legea ar fi făcută pentru toți, ai putea da judecată siguranță, dar nu poți. Asta e legea lor. Ăștia au început să ucidă. Îți zăriși viața. Hai cu mine. Nu, îi adu pe cap. Asta depinde de cât de deștept suntem amândoi. Să știi că clișeile astea fără tine nu au nicio valoare. În seara asta, la ora 10, te pun în legătură cu un om. Îi predăm clișeile și el o să te ducă într-un loc care seamănă la tipografie. În regulă. Tipografia e ilegală, Molarule. În regulă. Ai înțeles? Ilegală. Înțeleg mai multe decât crezi tu. În regulă. Și fata? Care fată? Care a fost cu mine la hotel. Au interogat-o deja. E martoră. Pentru mine a făcut-o. Nu puteam să intru singur în hotel. Bine. Vino cu ea. Ține minte, peste o oră și jumătate serile vechi. Știi unde sunt. Au două intrări. Intri pe cea din stânga. Dacă n-am venit, aștepți, dar nu mai mult de o oră. Dacă unul nu poate veni, ne întâlnim de seară la ora 9. Pe șoseaua Ploiești, kilometru 20. Da. Fix la bornă, fix la 9. Ia mașina. Ne, lasă că mă descurc eu. Nu mă fac așa cum spun eu. Din clipa asta nu mai voi să faci nicio acțiune pe cont propriu. Singurul lucru la care te gândești. Fix la 9. Fix la bornă. Știam că ai să vii, am stat acasă. Urcă imediat. Ce s-a întâmplat? Urcă. Ce s-a întâmplat? Și o să mă aresteze iarăși? O să te țin ascunsă undeva, până trece. Și ce îi spun, tati? O să-l anunțăm cumva, nu știu. Ți-e frică? Îmi pare rău, domnișoara, dacă te-am băgat în povestea asta. N-am știut că o să iasă așa. Îmi pare foarte rău. Nu cred. Ce anume? Ce spuneți? Parcă e un roman. Din păcate, suntem amândoi în aceeași situație. Și o să stăm ascunși amândoi? Ți-e frică? Îți gătesc. Atunci nu ți-e frică. Din potrivă, mi se pare chiar minunat. Oprește! Amânarea! Ia uite pe unde a luat-o mașina aia! Domnule Olaru, cred că o să fim foarte fericiți împreună. Ține bine! Uite, îți face semn domnul ăla.
Oprește! Cine se ăștia? Oprește! Ce vor? Vor să te bată? Gata, am scăpat. Te-ai speriat? Să intru aici. Așteaptă-mă puțin. Unde vă nu vezi aici? Jos! Fie rând, am... Taci! Sunt trei, Ștefane, am văzut eu. Taci! Aici nu stăm bine, încearcă dincolo. Da, hai. Nu, pe dânsa o eu. Ține minte, ne întâlnim în fiecare seară, ora 9, dă-i drumul, acoperă-mă. Da. Hai, domnișoare. Lasă-mi clișeele, eu oricum nu suspect. Hai, domnișoare! Nu! Să nu țipi, rămâi, dar nu țipi. Acoperișul la roșu? Da, la jos în stradă, e un semn de circulație. Te duci acolo și întoarce geata spre dreapta. Pe stâlp. Bine? Nu pot! Nu te... Arde, mă omoare! Nu, rămâne aici, te acopăr. Dacă nu pleci de aici, nu mai plecăm. Du-te! La dreapta? O să geata spre dreapta. Că nu mai aduci pe cineva aici. Ce faci cu semnul ăla? Alo? Ajutor!
Ocoliți prin dreapta! Mergem cu camionul ăsta. Ai spus ceva? Domnule, eu aici rămân. Mai departe... Crezi că mi-e frică să merg cu tine? Altfel o să țină după mine. Înțelegi? Nu, nu te las singur. Au să te omoare! Nu mai comi!
Fugi cât mai ai timp, te rog! Chestiune de ore, ia universul! Ia universul cu depoziția ocazională!